Ziua porților deschise s-a propus la Tribunalul Giurgiuvean pentru vineri 23 octombrie, începând cu ora 9. Se marchează astfel, prin această acțiune, Ziua Europeană a Justiției Civile. Apropiata zi a Justiției Civile, marcată ca de obicei la 25 octombrie, prilejuiește Tribunalului Giurgiuvean organizarea unei acțiuni de tip porțile deschise. Mai precis, vineri, cu 48 de ore înainte de marcarea evenimentului, giurgiuvenii pot veni și asista la ședințele tribunalului fără a le deranja însă. Tribunalul Giurgiu va deschide ușile tuturor celor interesați să afle cât mai multe despre mecanismul de funcționare al instanțelor de judecată. Astfel, vineri 23 octombrie 2015, în intervalul orar 9-13, invităm pe toți cei interesați să afle despre cum funcționează o instanță de judecată să ne viziteze sediul din strada Episcopiei numărul 13. Scopul acțiunii este acela de a apropia pe cetățeni de justiție, de a ajuta să fie cât mai bine informați despre drepturile lor și modalitatea de funcționare a justiției de zi cu zi. Cetățenii interesați vor fi acceptați la eveniment numai în baza unui document de identitate, putându-se prezenta și în grupuri organizate, mai ales în cazul elevilor. Vizitatorii vor fi însoțiți de persoane desemnate pentru a face parte din grupul organizator, fără a se perturba astfel activitatea curentă a instanței.